tuturor, acest video o să fie despre cum am ajuns noi la Geneva și ce vrem să facem la Geneva, discuțiile din interiorul mașinii noastre cu care mergem la salon, bineînțeles acest Megane, un automobil care este tare eficient, deja și-a arătat această calitate din nou. Am mers în momentul filmării, ziua de ieri, am mers toată ziua mai prin România, nu am filmat asta, eram concentrați la drum, totuși e un trafic ceva mai greu. De acum încolo mergem pe autostradă și vă invit la bord cu noi să vedeți și voi cum e să mergi cu autoblog la salonul auto de la Geneva. Ce ne așteaptă acolo și vă spun eu un secret, că deja la jumătatea acestui video undeva o să vedeți că vom schimba mașina pe alta nouă. Cei care călătoresc spre Germania, ca să alimentați un pic mai ieftin, există stația Oldtimer, așa se numește, și o găsiți undeva la 120 de km după Viena. Puteți vedea despre ce vorbesc, este o stație destul de mare, însă singura diferență este că dacă o să mergi acolo unde poți alimenta și după asta să achiți la casă cash, vei achita pentru diesel 1,24 de euro, pe când dacă vii să achiți cu cardul singur, deci faci toată procedura singur, vei achita 1,16. Deci este vorba cam de vreo 8, da? 8 cents, ceva de genul ăsta. Dar, na, asta e pentru toți cei care vor să economisească. Eu mai mereu nimeresc la această stație exact așa cum îmi trebuie, pentru că exact se termină combustibilul. Noi continuăm drumul mai departe, mergem spre München. Mai avem vreo 3 ore și ceva de mers până în München, pentru că acolo vom schimba mașina. Și când o să ajungem acolo, o să vă spun mai multe despre ea. Dar acum pornim la drum și între timp o să vă povestesc despre ceea ce o să vedem la Geneva. Ne gândeam că dacă toți suntem pe autostrăzile germane, unde avem o porțiune care nu are o limită de viteză maximă, am zis să vedem care este totuși viteza maximă a unui Megane cu motorul de 1,5 litri TCI. Am câteva mașini gen BMW M5 care, uite, tocmai m-au întrecut și eu voi încerca acum cu Megane. Hai să vedem. 136 de km la oră. Viteza nu se schimbă tare mult când apeși pe accelerator. Am selectat modul sport. 150. Mergem mai departe. Din câte țin minte eu, viteza maximă pe un Megane este de vreo 180 și ceva de kilometri la oră sau 190. Am deja 168, 170. Hai, mai departe. Dacă nu ne încurcă nimeni, ar fi fost bine să am și o pantă ca să accelereze mai ușor. 175, 76. Hai că poți. Eu speram să iau vreo 200 cu el, dar din câte se pare nu se va primi. 180. 182. 83. Și am o mașină în față care frânează. Am lăsat un pic mai încet cu viteza. Mergem spre München, mai avem vreo cât, sub 100 de kilometri și ajungem în centrul de presă sau parcul de mașini de pentru presă a celor de la BMW. Acolo o să iau o mașină despre care, pe care o arăt imediat, dar până atunci vă arăt lumea cu care sunt în mașină. Aici în spate îl puteți vedea pe Alex,
El este băiatul de la site, cel care va publica știrile pe autoblog.md, deci o să fie tare multe știri pe autoblog.md, știrile vor fi făcute de la Geneva. Alex va fi cel care se va ocupa de ele. De altfel, în fiecare zi tot Alex este cel care postează toate știrile pe autoblog.md și face o treabă extraordinară. Acolo în spate este Denis. Denis este operatorul cu care lucrez de mulți ani de vreme, chiar și de pe timpurile când eram la televiziune. Nu este cu mine în prima deplasare, am fost pe la multe saloane auto și uite că mergem acum împreună. De fapt, eu cu Denis împreună vom merge să filmăm toate standurile care ne interesează, după care venim cu tot ce am filmat la domnul Victor, da? Victor este cel care va monta aceste reportaje, le va monta tot direct de la salon. Și dacă mai am și eu timp cumva și posibilitate, mai ajut și eu un pic cu montajul, dar de fapt Victor este cel care va avea grijă ca aceste reportaje să fie montate cât mai repede și deja să fie încărcate pe YouTube. Și deci uite, asta este echipa cu care noi mergem. O echipă formată din oameni care își cunosc lucrul. Alex lucrează de vreo 3 ani, da, Alex? Vreo 3 ani deja la Autoblog MD. Cu Victor mă știu de vreo 8 ani, 9, tot de la televiziune. Victor era și cel care monta emisiunea pe care o aveam pe timpuri, deci el știe tare bine tot ce ține de automobile. Și bineînțeles Denis, despre care v-am povestit, cu care am filmat zeci, dacă nu chiar sute, de reportaje. Bun, asta este echipa, mergem mai departe. Imediat vă arăt, sper eu că o să vă pot arăta centrul de presă. Un BMW M2 ne-a întrecut chiar acum. Bun, m-am pornit eu după M2, să văd, poate îl întrec. Ne auzim. Am ajuns în parcarea celor de la BMW, suntem la centrul de presă sau mai bine zis acolo unde stau automobilele destinate pentru test drive-urile jurnaliștilor și aici vom lăsa Meganul, care va rămâne aici în parcare timp de vreo 3-4 zile, iar de aici vom lua un nou X5 și vom merge cu el la Geneva. Haideți împreună să luăm mașina. Geneva, Meganul rămâne aici. Am ales acest X5 pentru că, spuneam mai devreme și în live, avem nevoie de o mașină mai mare. Plus că nu am apucat să facem un... Vrem să facem un reportaj aparte decât cel pe care l-am filmat în Austria, un reportaj dedicat acestui model, care este tare important pentru piața noastră. Aș fi putut alege aproape orice model din gama BMW, dar totuși am zis că acest X5 va fi cel mai potrivit pentru noi. Deja sunt cam un pic obosit. Și ziceam că puteam să aleg absolut orice alt model. Mai sunt modele din gama BMW cu care mă voi întâlni în curând și o să vorbim despre ele. Știu că toată lumea așteaptă și alte modele, dar totuși acest X5 va fi o mașină tare bună cu care să mergem la Geneva. Hai să...
ajuns în sfârșit și în Elveția, pe drumurile de aici. Am timp să vorbesc un pic la cameră, pentru că viteza maximă aici este de 120 de km la oră și camerelor locale tare nu le place când cineva încalcă viteza și tare repede primești amendă. Ce să vă zic, impresii extraordinare de la noul X5. Nu am văzut multe lucruri în cadrul evenimentului din Austria în care am fost săptămâna asta, dar uite că acum am apucat să le cunosc. Bineînțeles, în acest video, pentru că ăsta este vlogul în care vorbim despre drumul nostru, despre unele impresii, dar nu o să vă zic toate astea, pentru că o să avem un video aparte, dar să mergi cu X-ul pe aici, prin Elveția, este uimitor. Drumurile astea sunt superbe. Puteți vedea, prin tunel mergem acum, cât de frumos iluminat este drumul, cât de bun este asfaltul, marcajul, așa ceva pe acasă noi nu prea vedem. Și atunci când ai toate astea și o mașină mai are și multe sisteme de asistență, crede-mă că este o adevărată plăcere să o conduci. Uite că am ajuns ieri noaptea târziu, nu am mai filmat un stand-up atunci pentru că eram și tare obosit și era și noaptea afară, deci mai greu cu filmatul. Suntem în Franța, cazați într-o căsuță tare frumoasă aici, în preajma munților. Am chiar în fața mea un munte tare mare și frumos. Eu nu știu dacă o să puteți vedea asta pe cameră, dar priveliștea este extraordinară. Partea bună este că de la mine din cameră pot vedea Geneva, deci nu suntem tare departe. X-ul s-a descurcat de minune, am avut un consum de vreo 9 litri la 100 cu el. Mașina e pe benzină, asta e, dar în schimb a mers tare confortabil. Ei bine, mă bucur că ați văzut acest video, mă bucur că ați urmărit acest filmuleț în care v-am arătat așa un pic cum am mers noi până aici, începând cu Ungaria. Și noi plecăm să facem treabă, plecăm să ne aducem în ordine și mergem la salon să vedem care este mașina anului în Europa în anul 2019. Deci, după masă, publicăm un video aici pe canal. Iar de mâine, nu uitați că începe toată nebunia cu salonul auto de la Geneva. Vă vom arăta multe premiere și reportaje de aici. Mersi la toată lumea, pe curând, pa, pa, baftă!